Se spune că dacă îți dorești ceva cu adevărat, o să se întâmple. Era de așteptat că o să văd Rain în nordul Norvegiei, însă ce m-a surprins foarte tare a fost faptul că am trăit momente similare cu cele din videoclipul de la Keiino. Am descoperit această piesă imediat după ce m-am mutat la Ester și pentru câteva zile nu m-am dezlipit de imaginile cu renii care se învârteau în cerc. Ceea ce nu știam eu este faptul că șansele să experimentez ceva de genul sunt foarte mici. Iar în cele ce urmează o să vă explic și de ce. Fie că se plimbă liber sau nu, toți renii din nordul Norvegiei au un stăpân. Identificarea stăpânului se poate face prin două metode. Prin verificarea chipului, asta dacă renul are un chip, sau prin felul în care este tăiată urechea. De asemenea, nu toți oamenii își țin renii îngrădiți, majoritatea fiind lăsați liberi. Și mai interesant decât atât este faptul că renii sunt mutați în funcție de anotimp. Mai exact, în timpul iernii, renii stau aproape de proprietari, fiind îngrădiți în spații de 10 de hectare și hrăniți o dată pe zi. Primăvara, înainte ca femelele să dea naștere, masculii reni sunt trimiși spre zonele de vară, transportul acestora fiind realizat atât cu ajutorul tirurilor, cât și cu feribotul. Da, ați auzit bine, există o barcă specială care se ocupă în fiecare primăvară de colectarea renilor și trimiterea acestora în diferite zone. Din păcate, în această primăvară au fost ceva probleme cu această barcă, așa că majoritatea renilor a fost trimiși cu tirul. Motivul pentru care femelele sunt despărțite de masculi constă în sensibilitatea acestora pe perioada de fătare. Dacă nu au intimitatea necesară, acestea își pot abandona puii. Și mai mult decât atât, dacă nu sunt îngrădite, șansele ca puii să fie atacați de prădători sunt foarte mari. Iar prin prădători mă refer la vulturi, lupi sau urși. Așadar, în imaginile prezentate la începutul vlogului, renii își așteptau liniștiți călătoria cu tirul. Astfel a fost posibil momentul în care am dansat cu renii, deoarece aceste spații provizorii sunt foarte strâmte, iar din cauza fricii, în momentul în care vrei să te apropii de ei, renii o să alerge în cerc. Înainte să plecăm acasă, prietenul lui Ester ne-a spus că dacă reușim să ne trezim la 3 dimineața și să participăm la încărcarea renilor pe tir, nu o să regretăm. Dimineața e 3 dimineața și mergem să vedem dacă prindem renii. Pe aici vin renii și aici pleacă.
You really enjoyed. Wow. Ce veni? Pala ce veni? Wow. Oh, nu sunt ac. Deci nu îmi vine să cred ce tocmai am experimentat. Cred că a fost cea mai frumoasă dimineață din nordul Norvegiei și uitați ce am primit, suvenir! Pa, pa! Parenilor! După cum am menționat și în episodul anterior, pe lângă dansul cu Reni, am avut parte și de două yoikinguri foarte vechi, așa că cel mai bine ar fi să încheiem cu unul dintre ele. Tu sunt, tu sunt, tak! Ok, ja, varsågod! Den här yoiken som jag tänkte yoike, det är min slags yoik. Och jag tror den är från 1600-talet. Så gammal är den. Och han blev kallt för Nishka, han stamfader. Jag gjorde samma namn som Nikolaus. Ja. Kiitos.